Credincioșii creștini ortodoxi și cei greco-catolici au început de astăzi, 14 martie, postul Paștelui, perioada de pregătire spirituală pentru a sărbători învierea lui Iisus Hristos, care va fi anul acesta la 1 mai. Postul durează 40 de zile și este cel mai lung și mai aspru de peste an. Postul Sfintelor Paști sau Postul Mare amintește de postul celor 40 de zile ținute de Mântuitor înainte de începerea activității sale mesianice. Postul alimentar trebuie însoțit de o bună conduită morală. Tradiția creștină spune că prin post ne purificăm trupește, dar mai ales sufletește, pregătindu-ne astfel pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Spre sfârșitul postului trebuie să ne spovedim și apoi, dacă primim dezlegare din partea Părintelui Duhovnic, să primim Sfânta Împărtășanie. Este deosebit de importantă starea de spirit pe care trebuie să o avem în această perioadă, în care gândurile bune trebuie să predomine și să ne abținem de la violențe mentale, verbale și, evident, fizice. Să tăcem și să ascultăm mai mult, să fim mai binevoitori cu cei din jur și să nu ne lăsăm antrenați în niciun fel de dispute. În toată perioada postului sunt două dezlegări la pește, pe 25 martie, de Buna Vestire, și pe 24 aprilie, de intrarea Domnului în Ierusalim, de Flori. În postul Paștelui sunt interzise cununiile religioase. Prima săptămână din postul mare se numește Săptămâna Curată. Oamenii de la țară, în special cei vârstnici, țin cu sfințenie câteva reguli, astfel încât gospodăriile și animalele lor să fie ferite de rele. După lăsatul secului de brânză, în Săptămâna Curată nu se țese. Cei care nu respectă această datină pot avea parte de vizita inopinată a lui Toader, care vine peste noapte și încurcă ițele. Animalele ar putea fi rănite sau atacate de fiare și oamenii pot fi pedepsiți să facă bube, iar leacul împotriva acestei probleme cosmetice este fasolea.